Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezentați partea a doua a capitulării Japoniei. Semnarea actului de capitulare și urmări. 15 august 1945, la câteva zile după bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki și invazia sovietică din Manciuria, Japonia imperială capitulează în fața aliaților, punând capăt celui de-al doilea război mondial. Capitularea Japoniei era iminentă. Deja din luna iulie, marina japoneză nu mai putea conduce niciun fel de operațiuni în Pacific, iar invazia insulelor era doar o chestiune de timp. În ciuda faptului că liderii japonezi, 6 la număr, reuniți în Consiliul Suprem pentru Direcția Războiului, declarau public că vor lupta până la ultimul om, ei negociau un secret cu Uniunea Sovietică pentru ca aceasta să medieze o pace în termeni favorabili. Sovieticii se pregăteau însă să atace Japonia, după cum se angajaseră să o facă prin promisiunile de la Teheran și Yalta. 6 august, americanii aruncă asupra Hiroshimei prima bombă atomică. Două zile mai târziu, încălcând pactul de neutralitate sovieto-japonez, URSS declară război Japoniei și imediat după miezul nopții, pe 9 august, invadează Manciuco. În acea zi, la câteva ore distanță, a doua bombă atomică americană distruge orașul Nagasaki. Rolul bombelor atomice în capitularea japoneză, dar mai ales moralitatea celor două atacuri, este încă în dezbatere. Teroarea cauzată de aceste trei evenimente l-au făcut pe împăratul Hirohito să intervină și să ordone membrilor Consiliului Suprem să accepte termenii de capitulare stabiliți de aliați prin declarația de la Potsdam. Atacul de la Hiroshima și atacul sovietic au avut o influență profundă asupra premierului Suzuki și asupra Ministerului de Externe și Genori, care și-au dat seama că guvernul trebuia să pună capăt războiului imediat. Însă, înalta conducere a armatei japoneze a subestimat amenințările. Spre exemplu, amiralul Toyoda, șeful statului major al marinei, credea că Statele Unite nu reușiseră să construiască decât o singură bombă atomică. Strategii americani, anticipând însă o reacție de genul acesta, aveau un plan, un al doilea atac atomic, tocmai pentru a-i convinge pe japonezi că Statele Unite dispun de un număr mare de asemenea bombe pe care nu s-ar fi să le folosească pentru a forța capitularea japoneză. Pe 9 august la ora 10.30 are loc o întâlnire a Consiliului Suprem. Suzuki tocmai se întâlnise cu împăratul și argumentează că războiul nu mai poate continua. Și Genori se pronunță în favoarea acceptării termenilor declarației de la Potsdam, cu mențiunea că împăratul trebuie să fie clar în susținerea acestei decizii. Chiar în timpul întâlnirii, membrii Consiliului primesc vestea atacului de la Nagasaki. Până la sfârșitul întâlnirii, cei 6 se vor împărți în două tabere egale. 3 dintre ei, Suzuki și Genori și amiralul Yonai, sunt pentru acceptarea condițiilor de la Potsdam, cu condiția propusă de Shigenori, în timp ce ceilalți trei, generalii Anami, Umezu și amiralul Toyoda, insistă asupra unei capitulări condiționate prin care Japoniei să-i se permită să se ocupe singură de dezarmare de criminalii de război și renunțarea la ideea ocupației aliate. Împăratul Japoniei s-a întâlnit cu cei mai importanți comandanți ai armatei terestre și ai marinei. Câțiva militari au vorbit în favoarea continuării luptei, dar feldmareșalul Hata și un Roku nu s-ar aliat lor. Hata era comandantul armatei generale a doua, al cărei cartier general fusese la Hiroshima, fiind însărcinat cu apărarea sudului Japoniei. Trupele de sub comanda feldmareșalului erau pregătite pentru lupta decisivă. Hata a afirmat că nu este sigur că poate respinge inamicul și că nu contestă justețea deciziei împăratului. În încheiere, împăratul a cerut militarilor să coopereze pentru încetarea războiului. La ședința cu miniștrii și consilierii imperiali care au urmat, Anami, Toyoda și Umezu au mai cerut încă o dată să se continue lupta. Împăratul le-a amintit celor prezenți că a ascultat toate argumentele pro și contra capitulării și că decizia sa a fost luată. Ca urmare a cerut redactarea unui discurs pe care să-l rostească la posturile de radio și prin care să anunțe capitularea. Cabinetul a ratificat în unanimitate dorința împăratului. În noaptea de 14-15 august a fost lansat cel mai mare raid de bombardament din timpul războiului din Pacific. 800 de bombardiere și 200 de avioane de vânătoare americane
au lansat peste 6.000 de tone de bombe explozive și incendiare asupra 8 orașe nipone. Chiar dacă puterea detonată în acest raid era la mai puțin de jumătate din puterea unei singure arme atomice, cele 8 orașe bombardate au fost puternic afectate. Reacția militarilor. Târziu, în noaptea de 12 august 1945, mai mulți ofițeri superiori au luat legătura cu ministrul de război nipon, Anami Korechika, cerându-i să facă tot ce-i stă în putință pentru a împiedica acceptarea declarației de la Potsdam. Cum ministrul nu le-a dat un răspuns clar, rebelii au luat hotărârea să organizeze singur o lovitură de stat. Unul dintre acești ofițeri, majorul Hatanaka, și-a petrecut cea mai mare parte a zilei de 13 și dimineața celei de 14 august, căutând aliați și sprijinitori printre ofițerii de rang înalt din Ministerul de Război și punând la punct detaliile loviturii de stat. La ora 21.30 a zilei de 14 august, rebelii au declanșat acțiunea. Regimentul al doilea de gardă imperială a pătruns în Palatul Imperial, dublând efectivele batalionului staționat deja aici, pentru a asigura protecția împotriva unei eventuale lovituri de stat. Numai că ofițerul comandant al acestui regiment trecuse deja de partea rebelilor. La început, liderii rebelilor au sperat că simpla ocuparea palatului și primele semne ale acțiunii ar fi făcut ca întreaga armată să treacă de partea lor și toți militarii s-ar fi arătat gata să lupte împotriva aliaților. Optimismul exagerat i-a ghidat pe rebeli în ciuda lipsei de sprijin din partea celor mai importanți superiori ai lor. Conspiratorii au decis ca regimentul de gardă să preia controlul asupra palatului la ora 2. Orele care au trecut până la această oră au fost folosite pentru convingerea superiorilor lor din armată să se alăture acțiunii. Cam în acest timp, generalul Anami s-a sinucis, făcându-se pucu, lăsând un mesaj: eu, prin moartea mea, îmi cer scuze cu umilință împăratului pentru marea crimă. A rămas neclar care era acea mare crimă, pierderea războiului sau lovitura de stat. Pe la ora 1, Hatanaka l-a ucis pe comandantul primului regiment de gardă imperială, când acesta din urmă a refuzat să se alăture complotului. După aceasta, Hatanaka s-a folosit de o ștampilă oficială pentru a autoriza ordinul strategic numărul 584, un set de ordine false concepute de conspiratori, prin care se urmărea întărirea forțelor care ocupau un număr de clădiri oficiale cu scopul declarat al protejării împăratului. Poliția palatului a fost dezarmată și toate intrările au fost blocate. Pe parcursul nopții, rebelii au luat prizonieri 18 oameni, printre aceștia fiind funcționari ministeriali și specialiștii de la Postul Național de Radio, care veniseră să înregistreze discursul împăratului. Rebelii au petrecut următoarele ore în căutarea ministrului Casei Imperiale și a înregistrării discursului împăratului, care anunța capitularea. Această înregistrare nu a putut fi găsită. În timpul cât au căutat, rebelii au tăiat aproape toate liniile telefonice. Pe la ora 3 dimineața, Hatanaka a fost anunțat că armata districtului D se îndreaptă spre palat ca să pună capăt tentativei de lovitură de stat. Hatanaka, pus în fața eșecului acțiunii sale, a cerut permisiunea să vorbească 10 minute la radioul național pentru a explica populației motivele acțiunii sale. A fost refuzat și i s-a ordonat să părăsească de urgență palatul. Cu puțin timp mai înainte de ora 5, în timp ce rebelii continuau căutările înregistrării discursului împăratului, Hatanaka a forțat intrarea în clădirea radioului național și, amenințând cu un pistol pe toată lumea, a încercat să intre în direct. Fiind amenințat de intervenția militarilor armatei districtului de est, Hatanaka și cei câțiva sprijinitori ai săi au părăsit studioul radio. Până la ora 8, rebeliunea fusese înnăbușită. Hatanaka, circulând pe o motocicletă, împrăștea prin oraș fluturași în care încerca să-și justifice acțiunea. După difuzarea discursului împăratului, pe la ora 11 a zilei de 15 august, majorul Hatanaka s-a sinucis, împușcându-se în cap. Capitularea. La ora 12 a zilei de 15 august a fost difuzată înregistrarea discursului împăratului, Gyokuon Hoso, prin care era anunțată capitularea. Forțele japoneze erau încangrenate în lupte cu armatele sovietice, mongole și chineze, astfel încât încetarea focului era greu de controlat. Armata Roșie a continuat să lupte până la începutul lunii septembrie, când a ocupat insulele Kurile.
Pe 28 august a început regimul de ocupație al Japoniei de către forțele puterilor aliate, reprezentate de generalul Douglas MacArthur. Capitularea oficială a avut loc pe 2 septembrie, când reprezentanții Imperiului Japonez au semnat actele oficiale pe USS Missouri ancorat în golful Tokyo. Forțele japoneze din Asia de Sud-Est au capitulat oficial pe 12 septembrie 1945 în Singapore. Cu toate acestea, ziua de 15 august 1945 e considerată atât în Japonia cât și în restul lumii ca dată de sfârșit al celui de-al doilea război mondial. Actul capitulării Japoniei. Actul capitulării Japoniei este înțelegerea scrisă prin care era stabilit armistițiul care punea capăt războiului din Pacific și celui de-al doilea război mondial. Armistițiul a fost semnat de reprezentanții Imperiului Japonez pe de o parte și cei ai aliaților, Statele Unite ale Americii, Republica China, Regatul Unit, Uniunea Sovietică, Australia, Dominionul Canadei, Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze, Olanda și Noua Zeelandă. La bordul vasului de război american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo pe 2 septembrie 1945. Ziua este denumită impropriu uneori Ziua Victoriei asupra Japoniei, deși acest termen e folosit de obicei pentru a denumi data în care împăratul Hirohito a acceptat termenii declarației de la Potsdam. 15 august. Ceremonia de capitulare. Ceremonia de semnare a avut loc la bordul vasului american Missouri și a durat 23 de minute și a fost transmisă în toată lumea. Actul capitulării a fost semnat la început de ministrul de externe japonez Mamoru Shigemitsu, din ordinul și în numele împăratului Japoniei și a guvernului japonez, și mai apoi de generalul Yoshihiro Umezu, șeful marelui stat major, din ordinul și în numele cartierului general imperial japonez, la ora 9:04. După aceasta au semnat generalul american Douglas MacArthur, comandantul aliat suprem pe teatrul de luptă din Pacific, au semnat ca martori generalul locotenent american Jonathan Mayhew Wainwright IV, care capitulase în Filipine, și generalul locotenent britanic Arthur Percival, care capitulase în fața japonezilor în Singapore. Ultimii doi au primit ca suvenir câte unul dintre cele trei stilouri cu care a fost semnat actul capitulării. Un al treilea stilou se păstrează în Muzeul Academiei Militare Americane, West Point. Au semnat de asemenea amiralul Chester Nimitz pentru Statele Unite ale Americii, generalul Su Yung Chang pentru Republica China, amiralul Bruce Fraser pentru Regatul Unit, generalul locotenent Kuzma Derevianko pentru Uniunea Sovietică, generalul Thomas Blamey pentru Australia, colonelul Lawrence Moore Cosgrave pentru Canada, generalul Philippe Leclerc de Haute Cloque pentru Franța, viceamiralul Helfrich pentru Olanda și vicemareșalul aerului Leonard M. Isitt pentru Noua Zeelandă. Pe 6 septembrie, colonelul Bernard Thielen a adus documentul și transcrierea imperială la Washington DC și l-a prezentat a doua zi președintelui Harry Truman într-o ceremonie oficială la Casa Albă. Documentele sunt păstrate în Arhiva Națională a Statelor Unite. Puntea vasului Missouri a fost împodobită cu două steaguri americane. Unul dintre ele a fost cel arborat pe catargul fregatei comodorului Matthew C. Perry, care cu aproape un secol în urmă navigase în golful Tokyo, forțând deschiderea porturilor japoneze pentru comerțul internațional. MacArthur era văr al comodorului Matthew Perry. Se povestește că MacArthur a fost cel care a avut inițiativa ca să fie arborat acest steag istoric, el văzându-se probabil ca un al doilea deschizător al Japoniei și nu ca un cuceritor. Se afirmă că cel de-al doilea steag care a fost arborat în golful Tokyo a fost cel care flutura deasupra Casei Albe în ziua în care Pearl Harbor a fost atacat. Capitanul USS Missouri, Stuart Murray, explică însă, la ora 8 noi am arborat un set de fanioane colorate curate la arborele principal și un drapel național la pupa, dat fiindcă eram la ancoră și aș vrea să adaug că acestea erau doar steaguri militare navale regulamentare pe care le-am scos din magazie, nimic special despre ele,
iar acestea nu au mai fost folosite nicăieri altundeva, cel puțin după câte știu eu, cel puțin erau curate și le-am mai arborat probabil în mai în Guam. Așa că ele nu erau cu nimic speciale. Unele dintre articolele istorice spun că a fost acela steag care a fluturat pe Casa Albă sau pe Capitoliul Național pe 7 decembrie 1941, la atacul de la Pearl Harbor sau la Casablanca și așa mai departe, și că de asemenea MacArthur l-a adus la Tokyo și ar fi fluturat deasupra cartierului său general. Singurul lucru pe care îl pot spune este că sunt prostii, pentru că nu a fost nimic din toate acestea. A fost doar un steag obișnuit militar al Statelor Unite. Le-am oferit pe amândouă Muzeului Academiei Navale când ne-am întors pe coasta de răsărit în octombrie. Singurul steag special a fost steagul comodorului Perry, care a fost arborat pe corabia sa în același loc cu 82 de ani mai înainte. A fost scos din caseta sa de sticlă de la Muzeul Academiei Navale. Un ofițer mesager l-a adus, l-am agățat deasupra ușii cabinei mele, orientat către înainte pe puntea Capitulării, astfel ca toată lumea de pe punte să-l vadă. Textul documentului: noi, acționând la ordinul și în numele Împăratului Japoniei, a Guvernului Japonez și Cartierului General Imperial Japonez, acceptăm în felul acesta prevederile din declarație emisă de șefii guvernelor Statelor Unite, Chinei și Marii Britanii pe 26 iulie 1945 la Potsdam, iar după aceea de URSS, care patru puteri sunt numite în continuare puterile aliate. Prin aceasta proclamăm capitularea necondiționată către puterile aliate a cartierului general imperial japonez și a tuturor forțelor armate japoneze și a tuturor forțelor armate sub control japonez, oriunde ar fi ele aflate. Prin aceasta noi comandăm tuturor forțelor japoneze, oriunde s-ar afla, și poporului japonez, să înceteze ostilitățile de acum încolo, să păstreze și să salveze de la distrugere toate vasele, avioanele și proprietățile militare și civile și să se supună tuturor cerințelor care ar putea fi impuse de Comandantul Suprem al Puterilor Aliate sau la ordinul acestuia de agențiile guvernului japonez. Prin aceasta, noi ordonăm cartierului general imperial japonez să emită de urgență ordine către comandanții tuturor forțelor japoneze și ai tuturor forțelor sub control japonez, oriunde s-ar afla ele, să se predea necondiționat ei și toate forțele de sub controlul lor. Prin aceasta, noi ordonăm tuturor oficialităților civile, militare și navale să se supună și să aplice toate proclamațiile, ordinele și directivele considerate de Comandantul Suprem al Puterilor Aliate potrivite pentru aducerea la îndeplinire acestei capitulări și emise de el sau sub autoritatea sa, și noi îndemnăm toate aceste oficialități să rămână la posturile lor și să continue să-și îndeplinească datoriile necombatante până când vor fi eliberați în mod special de el sau de cineva de sub autoritatea sa. Prin aceasta, noi ne obligăm pentru împărat, guvernul japonez și succesorii lor să îndeplinim cu bună credință prevederile proclamației de la Potsdam și să emitem orice ordine și să întreprindem orice acțiune care poate fi cerută de Comandantul Suprem al Puterilor Aliate sau de oricare reprezentant desemnat de puterile aliate cu scopul punerii în practică a acelei declarații. Prin aceasta, noi ordonăm Guvernului Imperial Japonez și Cartierului General Imperial Japonez să elibereze de îndată toți prizonierii de război aliați și internații civili aflați acum sub control japonez și să le asigure protecție, îngrijire, întreținere și transport imediat în locurile indicate. Autoritatea împăratului și a guvernului japonez de guvernare a statului va fi supusă Comandantului Suprem al Puterilor Aliate, care va lua astfel de măsuri pe care le consideră potrivite pentru punerea în practică a termenilor acestei capitulări. Semnat în Golful Tokyo, Japonia, la ora 9.04, în a doua zi din decembrie 1945. Mamoru Shigemitsu, din ordinul și numele Împăratului Japoniei și a Guvernului Japonez. Yoshihiro Umezu, din ordinul și numele Cartierului General Imperial Japonez. Acceptat în Golful Tokyo, Japonia, la ora 9.08, a doua zi din decembrie 1945. Pentru Statele Unite, Republica China, Regatul Unit și URSS și interesul altor Națiuni Unite aflate în război cu Japonia,
Douglas MacArthur, comandant suprem al puterilor aliate. C.W. Nimitz, reprezentant al Statelor Unite. Su Yung-Chang, Republica China. Bruce Fraser, reprezentant al Regatului Unit. Kuzma Derevianko, reprezentant al URSS. Thomas Blamey, Commonwealth of Australia Representative. L. Moore Cosgrave, reprezentant al Dominionului Canada. Jacques Leclerc, reprezentant al Guvernului Provizoriu al Republicii Franceze. Helfrich, reprezentant al Regatului Olandei. Leonard Disset, reprezentant al Dominionului Noua Zeelandă. Diferențe între cele două copii ale tratatului. Copia japoneză a tratatului diferea de cea a aliaților prin următoarele. Copia aliaților era prezentată în coperți din piele aurită, cu sigilele ambelor țări tipărite pe prima copertă, în vreme ce copia japoneză era legată în coperți din carton obișnuit, fără niciun sigiliu tipărit pe prima copertă. Reprezentantul canadian, L. Moore Cosgrave, a semnat greșit pe un rând mai jos decât trebuia pe copia japoneză, forțând pe toți cei de sub el să semneze cu un rând mai jos, adăugându-și inițialele lângă numele lor. Urmări. După semnarea actelor capitulării, a urmat o serie de ceremonii de capitulare în toate teritoriile deținute încă de Japonia în Asia și în Pacific. Au existat trupe japoneze care au continuat lupta în zone izolate și a durat până aproape în 1946 ca cele mai importante unități militare izolate să depună armele. A existat un număr de rezistenți japonezi, în special în unele insule mici din Pacific, care au refuzat să se predea, considerând veștile despre capitulare ca fiind propagandă sau fiind împotriva codului onoarei militare. E posibil ca unii dintre acești soldați izolați să nici nu fi auzit de încheierea păcii. Hiroo Onoda, ultimul supraviețuitor cunoscut, a fost scos din ascunzătoarea sa din Filipine în 1974, iar alți doi soldați japonezi care se alăturaseră insurgenților comuniști la sfârșitul războiului au luptat în sudul Thailandei până în 1991. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!